Acum am înțeles ce înseamnă să fii pe calea ta, adică să poți să faci niște lucruri care în primul rând te bucură pe tine. Adică ceea ce fac eu, fac așa, cu inima deschisă, am rezultate, oamenii care vin către mine, feedback-urile pe care le am, comentariile lor, schimbările pe care le văd la ei. Pentru mine personal, evoluția este cheia sau, cum se spune, sensul vieții. Când mă uit în 2013, care a fost cel mai greu an din viața mea, da? Un an, ți-am spus, complex, în care am fost, să spun, lovită din toate punctele de vedere, cu multe, multe lucruri. Adică dacă ar fi fost cineva în locul meu, nu știu dacă ar fi rezistat. Dar eu sunt o persoană foarte puternică. Și acel an, dacă îl privesc acum, este cel mai minunat an din viața mea, fiindcă a însemnat anul în care eu am intrat pe calea misiunii mele. Dacă nu suntem pe calea, eu vă spun din astrologie, așa, din ce am observat, dacă nu suntem pe drumul nostru, dacă nu suntem pe calea noastră, dacă nu facem ceea ce trebuie să facem, atunci apare acel factor de corecție, acea ajustare. Contează atitudinea noastră. Mie îmi plac oamenii de la care am ce învăța, oamenii care au experiență de viață. Vezi, contează foarte mult și în ceea ce facem noi, cred că și în cazul tău, contează foarte mult și experiența de viață. Și an și an de-a rândul i-am ajutat pe oameni, știi cum, hai să-l trec strada, dar el nu vrea să treacă strada, da, da. Dar eu le iau de mână și îl oblig să treacă strada. De foarte multe ori am constatat faptul că aceste ajutoare au venit ca bumerangul, deci a fost o luptă, crede-mă, interioară. Extra. O luptă interioară, simțeam, știam că trebuie să pot să-l ajut, dar zic, dar nu mi-a cerut ajutor. Corect. Bun găsit, dragi prieteni, din studioul Școlii de Numerologie, la podcastul Poezia Vieții. Astăzi am un invitat care se ocupă cu o știință soră cu numerologia, și anume astrologia. Un invitat cu care nu o să vorbim despre astrologie, ci o să vorbim despre cum e spiritual, astral, schema asta cu dezvoltarea noastră personală. Și o să vedeți și un alt punct de vedere al unei științe concrete și clare. Am plăcerea să vă prezint pe Luminița Aristea. Bine ai venit, Luminița! Bine te-am găsit, fratele meu! Da, într-adevăr că am vorbit înainte despre cum sunt zodiile noastre și ne-am găsit. Da, să știi că am început și eu studiul, de fapt am făcut un curs de numerologie când am început astrologia. Nu am aprofundat decât pentru orizontul general. Și ce am constatat, și după aceea studiind și alte domenii adiacente, că ele sunt ca fațetele unui diamant și noi suntem acolo esența diamantului și practic fiecare fațetă îți oferă aceeași informație. Exact, exact. Da, și este fantastic. Drumul e diferit. Cum zicem noi în numerologie, poți să ai același destin, dar ai grijă la drum, dar oricum ajungi acolo, că drumurile sunt diferite, dar destinația e cam aceeași. Și este ca și un puzzle al vieții. Astrologia îți oferă niște informații, numerologia alte informații și atunci este suficient să fim deschiși. Da. Adică dacă suntem deschiși să aflăm și să știm despre noi înșine, atunci avem 700 de milioane de științe. Nu contează care. Important e să faci ceva pentru tine. Așa. Nu-i așa? Este fascinant. În viața asta. Este fascinație. Pentru mine este fascinație. Da. Continuă. Luminița, spune-mi, ce e viața pentru tine? Este prima mea întrebare, cu asta încep podcastul și de aici încep să curgă. Viața pentru mine, am văzut, m-am mai uitat așa la emisiunile tale. Să știi că a fost foarte interesant că m-ai pus pe gânduri. Da? M-ai pus pe gânduri, fiindcă nu m-am gândit. Eu am trăit fiecare moment din viață și ce pot să spun, primul lucru este că viața pentru mine este o călătorie. Este o călătorie magică, fiindcă m-a dus în diverse domenii și așa, dacă stau bine să mă gândesc, cred că în această viață cred că am trăit cel puțin 5-6 vieți. Wow, așa de mult? Da, da, fiindcă am avut diverse experiențe. Deci am experimentat foarte mult. Sufletul meu, spiritul meu a fost foarte, cum spunea Niculina Gheorghiță, curioasă. Și eu sunt curioasă, am ascultat-o și pe ea. Foarte curios, foarte dornic să experimenteze. Și atunci ce a venit către mine, da, hai să fac și asta, hai să învăț și aici, hai să încerc să fac și altceva. Și atunci viața m-a dus, am avut curaj să aprofundez, să experimentez, să învăț, am învățat foarte mult.
Și, într-adevăr, este o călătorie care nu știu dacă o să se oprească aici la astrologie, mă tot gândesc așa, dar părerea mea este că mi-am găsit misiunea, Dar vocația. ce înseamnă aia să ai curaj? Ce înseamnă să ai curaj este să-ți asumi și să fii responsabil. Practic, cred că cel mai important lucru este să îți asumi cine ești. Deci Dar asta este cum se extraordinar. întâmplă procesul ăsta de asumare? Procesul de asumare vine din responsabilitate. Adică ce ai de făcut, indiferent că îți place, au fost lucruri. Hai să-ți dau un exemplu din viața mea. În anul întâi eram la facultate, am făcut facultatea de comerț și eram la facultatea de comerț, în fine, eram cu cifrele, făcusem liceu de matematică fizică, mă simțeam bine, dar contabilitatea, care a fost în următorii 25 de ani, am fost maestru, să spun așa, în acest domeniu al contabilității, n-am înțeles-o. Deci era ceva care îmi scăpa, fiindcă nu înțelegeam logica, da, contabilității la acea dată. Și am învățat ce am învățat la examen, cât am putut, cât m-a dus capul atunci și după aceea am luat nota 8. A venit și profa, mi-a mai suflat pe acolo, am mai scris, fiindcă dacă luai 8 în oral, nu mai intrai la scris. Dacă intrai În la scris nu scris, mai nu mai intrai intrai la la oral, oral. da. Și zic, Doamne, dacă nu iau 8 acum la scris, o să pic la oral, că nu știam nimic. Mare lucru. Și am luat 8, nu știu prin ce minune așa. Și când am ajuns la cămin, eu stăteam în Beloianis la cămin, când am ajuns la cămin, mi-aduc aminte, este o imagine așa care dacă închid ochii, chiar o vizualizez. Aveam cursurile scrise de pe foi strânse așa într-un caiet, am îndoit cursurile, chiar la intrarea în cameră era un coș de gunoi și am aruncat acolo cursurile și am zis, eu în viața mea nu o să mai fac contabilitate. Și asta se întâmpla în 84 și în 1990, imediat după Revoluție, m-am apucat de contabilitate. Apropo de ce faci în viață, da? Faci în viață niște lucruri. Am simțit atunci că lucrurile, lumea o să se schimbe, nu puteam să-mi explic de ce, cum și ce va urma. Și atunci am zis, gata, fac contabilitate. A plecat din lucrul ăsta că trebuie, Da, că trebuia să așa fac pare, ceva, trebuia să fac că ceva și trebuie, atunci nu? era o opțiune pe care puteam să o accesez la acea dată. Și ai dat la o parte că nu-ți place Da, și ai început să faci. și cum am fost soțul meu la data aceea, avea vechime, avea 6 ani în contabilitate, mânca pe pâine contabilitate și a început să mă învețe, fiindcă eu trebuia să dau un examen la finanțe, să intru la finanțe, în sistemul finanțelor și să învăț Da, mai da. departe. Și eu nu știam nimic, nici măcar un extras de cont, cum arată facturile. Deci foarte, foarte multe lucruri. Și el își aducea de la birou dosare și mă învăța. Și eu nu înțelegeam și mă certa. Eram foarte smerită și umilită și stăteam, nu ziceam nimic, nu comentam nimic, fiindcă era acea dorință, dar trebuie să fac lucrul acesta. Am pornit pe drumul acesta, deci apropo de asumare, asta Da, înseamnă da, 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 da. asumare. Mi-am asumat să fac lucrul acesta, l-am L-am făcut, făcut. da. Și cam așa am făcut tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dar vezi că nu ai scăpat de cifre, că și în Nu, astrologie n-am scăpat de e cu cifre, cifre, adică e cu da. calcule, De adică fapt, a fost astrologie e o știință pregătirea. spre matematică. Și Exact. care a fost trecerea de la contabilitate la astrologie? Sau ce te-a determinat pe tine să faci chestia asta? Da, deci dacă ții minte Urania în Da, mă anii țin minte pe Urania, cum? 1999-2000, era vineri, deci avea vineri programul de la 6 la 8, deci era ca Dumnezeu acolo. Mă uitam la televizor, o ascultam, nu aveam acces atunci la internet, Da, nu da. aveam acces la cărți, nu înțelegeam absolut nimic mare Da, lucru, dar Urania făcea hărțile cu pixul și cu da, creionul și cu echelul. exact, și eram hipnotizată. Deci efectiv stăteam, era ceva care trecea prin mine. Trecea prin mine, nu îmi explicam de ce, dar era ora în care, indiferent unde eram, era ora fixă. După aceea a trecut timpul, în fine, eu mi-am văzut mai departe de contabilitatea mea, de cifrele mele și a venit anul 2013. Eu începusem deja din 2010, să spun așa, calea aceasta de dezvoltare spirituală la Andy Secchi, am fost la bootcamp-urile lui, m-am deschis așa din punct de vedere spiritual, am început să văd că mai e și altceva în afară de cifre și lucrurile se întâmplă și altfel și încet, încet
pas cu pas. În 2013 au fost o serie de evenimente personale dramatice din viața mea, foarte puternice, care m-au atacat pe toate căile. Deci, practic, destinul după aceea, ca astrolog, am înțeles. Ai calculat imediat. Nu, am calculat, am înțeles și a venit așa către mine. Hai, nu vrei să faci? Hai să dăm și asta, și asta, și asta, să vedem. Trebuie să rup pisica, cum spun eu așa. Da, da, da. Și în 2013, în toamnă, în 20 noiembrie, când mi-aduc aminte, m-am înscris la școala Fidelia. M-am înscris la școala Fidelia, anterior intrasem în contact cu astrologi, intrasem în contact în mai cu Alexandra Coman, care este o astrologă renumită, cea mai tare pe YouTube, ea este primul meu mentor și încet, încet, dar îmi zic, hai eu să merg la școală. Așa este stilul meu, de a lua totul foarte, foarte așa, ca la carte. Și m-am înscris la școală și am început încet, încet cursurile. La acea dată stăteam în Constanța, făceam naveta Constanța-București săptămânal. Deci din 2004 până în 2016 am făcut naveta Constanța-București în fiecare săptămână, că era iarnă, că era vară, că era ceață, că era zăpadă, vânt, ploaie, făceam naveta, fiindcă la acea dată eu și predam, până în 2013 am predat și la facultate, apropo de această multidisciplinaritate, ca să spun așa. Da. Și încet, încet am început să se deschidă foarte multe drumuri, căi în fața mea. Dar simți așa astrologia, nu? Și deci când am început să învăț, mi-aduc tot așa, mi-aduc aminte, sunt flash-uri de memorie, eram la Constanța în pat și îmi veniseră, stăteam așa în pat și îmi veniseră pe internet, pe e-mail cursurile. Și am început, eu le-am listat și am început să mă uit pe ele și efectiv m-au copleșit, fiindcă erau toate planetele, în toate semnele, eu având ascendentul un capricorn, foarte riguros, foarte organizat, foarte structurat, zic, dar de unde știu eu când se simte așa sau când se simte așa sau când este... Și am avut un moment de panică în care am zis, eu niciodată nu o să pot să fac lucrul acesta. Sau mai erau colegi care deja lucrau și erau și la școală acolo și dezbăteau. Eu mă uitam la ei, nu înțelegeam, eram așa într-o stare de zen, nu înțelegeam nimic. Totul venea către mine, dar stăteam așa și le absorbeam. Încet, încet am început după aceea să merg și la alte cursuri, de fapt la cursurile la sală. Deci acestea au fost cele care m-au... E altceva. Dar și a fost atunci, am avut o perioadă, a fost o perioadă fantastică de emulație. Am fost la cursurile lui Valeriu Pănoiu, toate cursurile de formare. Am fost la cursurile lui Jean Hristescu, vrăjitoarea electrică. Am fost la cursurile Mihaelei Dicu, una din marele noastre maestre, la cursurile lui Firicel Cearnău, la fel, unul din inițiatorii școlii, la cursurile Barbarei Băcăoan. Deci erau acolo, deci în acea perioadă, 2013, 2014, 2015, a fost o agitație foarte mare. Toată lumea era foarte entuziastă, erau foarte mulți dornici să asimileze, eram foarte mulți la cursuri. Practic, cred că în fiecare sâmbătă și duminică eu aveam curs. Deci au fost 2 ani de zile în care sâmbătă și duminică, nu mai spun și în celelalte zile, mai aveam și cursuri de seară. Mergeam la birou și de la ora 7 la ora 9 mergeam la cursuri. Sau că nu era online atunci, trebuia să te deplasezi. Da, trebuia, era altă. Da, și a fost o perioadă foarte puternică de acumulare. Deci bagi în tine, hai, cu pompa așa și mai... Și după 2 ani și ceva, simți așa, după ce asimilezi, simți că ai nevoie de o oprire, să te oprești puțin, să pui puțină frână, că erau prea multe și a fost foarte ciudat. După aceea mi-am explicat că nu venea numai astrologie. Da, au venit cursuri de tarot cu Astrovesta, după aceea cursuri de Lenormand cu Iulia din Germania, am făcut cursuri de Lenormand și cu Rizvarusu, deci asta a fost, ce să spun, e așa, în antologie. Eram la cursurile lui Valeriu Pănoiu de astrologie și o colegă de-a mea spune, uite, vezi, face Rizvarusu curs de tarot. Eu când aud de tarot, gata, deja m-am zic, gata, mă scriu. Eu nici m-am uitat ce face este la cursul. Este o știință curs. Prietenă cu astrologia. Da, și zic, Rizvan, și așa, mi-e doream foarte mult ca să-l cunosc și zic, gata, m-am înscris. Cursul era la acea dată, în 2015, 16 era cursul, 800 de lei, deci erau bani.
Și zic, o să fiu singură acolo, cred că una, două persoane la 800 de lei, dar mă duc la curs, asta e, vreau să învăț. Am plătit cursul, am ajuns la curs acolo, cred că erau 50 de persoane. Și au început să vorbească, dar nu vorbeau de tarot, vorbeau de Lenormand. Eu nu știam ce este Lenormand, îți dai seama. Deci picasem cam musca în lapte, dar efectiv era ceva care trebuia să mai învăț și a fost foarte interesant, fiindcă eu știu și germană și Risvan a predat după stilul german. Și avea o carte, Spielkarten, cum spun ei, de Lenormand, și a zis, da, cine știe germană? Și mi-a dat cadou cartea cu autograf și zic, asta este un semn, da? Un semn, da. Dar așa a fost, el nu a făcut decât două cursuri. De atunci n-a mai făcut. A zis că a primit el un mesaj și la mesajul ăla a zis să facă treaba asta. Da, am venit și dar eu. Cum este, mai ales după ce ai învățat atât de mult, după ce ai studiat atât de mult, ai ales știința astrologiei, să o dăruiești oamenilor și așa mai departe, cum s-a schimbat percepția ta vis-a-vis de viață după aceste lucruri? Cred că ceea ce am făcut înainte, adică zona aceasta foarte pragmatică a cifrelor. Eu am fost auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, trei meserii foarte grele. Da. Trei meserii în care trebuia să ai cursuri, examene dificile, plus că eu aveam și o firmă pe care am atașat-o la o rețea internațională, deci eu zic că am avut un business de succes, e vorba de Nexia International, am călătorit în toată lumea, am învățat foarte multe lucruri, oamenii care au lucrat cu mine au învățat, unii din ei lucrează acum în străinătate, la Londra, la Chicago, sunt manageri la firme de audit și așa mai departe, deci a fost ceva așa la un nivel exponențial și lucrul acesta mi-a asigurat baza, da? Pentru că e vorba de bază, e vorba de structură, e vorba și de zona aceasta financiară, te ajută să te disciplinezi, m-a ajutat foarte mult limba engleză să studiez. Dar cum s-a schimbat viața ta? S-a schimbat fiindcă... Cum ai perceput tu chestia asta? Da, deci... La nivelul ăsta de... altfel, adică una era zona didactică și alta este zona trăirii. Da, ținând cont de experiența din 2013, viața mea a luat un alt, să spun așa, un alt făgaș, un alt drum. Și acel drum m-a dus încet, încet. Deci nu a fost o trecere bruscă, fiindcă eu am lucrat în paralel până în 2020. Wow. Da, eu am lucrat în paralel. În 2018 eu am început practica mea de astrologie efectivă, cu clienți, cu consultații. Dar fiindcă vreau să spun, în 20 noiembrie 2013 am intrat la școala Fidelia și în 20 noiembrie 2016, când am avut întoarcerea nodurilor, așa ca un bonus, ca un cadou, am primit și titlul de astrolog, deci am dat și examenul și am devenit astrolog, deci o sincronicitate la zi a fost, ceea ce mesajul a fost, da, ești pe calea ta, ești pe drumul tău, deci această tranziție, ca să spun, că de fapt asta cred că întreb, cum s-a produs această tranziție, produs, și ce ai simțit tu? S-a produs treptat. Da, treptat, deci nu s-a produs dintr-o dată, fiindcă eu am lucrat și într-o lume și în altă lume și atunci când eram în zona de contabilitate, când eram inclusiv la conferințele internaționale, începeam încet încet să mă duc și cu partea de astrologie, cu prietenele mele, colegele mele din alte țări, mă duceam cu cărticele, oracol, mai făceam câte o hartă, mai vorbeam și începuseră ei să mă întrebe, da? Și încet, încet pe partea cealaltă vedeam, cum să spun, că deci am avut nevoie de curaj ca să mă validez după trei ani de învățat astrologie, știi foarte puțin și numai practica, lucrând cu oamenii, te ajută multe. Foarte mult. Și încet, încet am început să lucrez. De fapt, Valeriu Pănoiu ne-a spus, da, gata, acum știți, aruncați-vă în apă, nu mai stați. Da, da, da. Și zice, ceea ce știți, cât știți, atât faceți, exact. Și încet, încet am început să vorbesc cu oamenii, să întreb zilele de îndau ce sunteți, sau mergeam la un restaurant și vedeam un chelner care era mai agitat și zic, tu ești geamă, nu? Sau, da, așa sunt. Deci lucruri din acestea, de exerciții, da. Dar, cum să spun, deci trecerea a fost treptat și practic momentul de ruptură, da, a fost în 2020, în primăvara pandemiei, se fac 2 ani de atunci,
Când au murit ambii mei părinți. A murit mama în aprilie, în 26 aprilie și tata în 30 mai, deci unul după altul. Da, și atunci, după ce au murit, în fine, a fost, îți dai seama, șocul, durerea care a urmat și undeva în luna iunie, nu știu, am primit așa un mesaj, am simțit așa și sufletul meu, de fapt, vorbea cu mine și mi-a spus, dar tu ce mai, ce-ți mai trebuie? Du-te pe calea ta, mergi pe drumul tău. Eu doream să-mi vând firmele, fiindcă erau cele două firme pe care le aveam și ea era foarte multă muncă acolo, plus brandul Nexia. Și tot încercam fel de fel de opțiuni și nu s-a legat nimic. În clipa în care, după ce mi-a venit acest mesaj, cred că la, nu știu, la o săptămână, două, am primit două solicitări de la două firme separate. Extraordinar. Da, deci a fost o sincronicitate totală, adică practic, nu știu, am simțit și că și părinții mei au acolo de, din cer, de unde sunt, că m-au ajutat și au simțit că nu mai, deci efectiv nu mai făceam față, lucrurile se schimbaseră foarte mult cu pandemia și în luna septembrie aveam firmele vândute. Super. Și atunci mi-am recâștigat și eu, să spun, libertatea totală. A mai urmat un an de tranziție în care, în fine, m-am mai ocupat și de firme ca reprezentare, dar deja am pornit, să spun, cu toate pânzele sus pe noua cale, efectiv așa împuternicită pe acest drum. Și a mai fost ceva apropo de ce am avut nevoie de această perioadă. A fost 25 de ani de contabilitate, consultanță și audit. Fiindcă partea aceasta de cifre, de muncă, a fost o muncă foarte susținută, sâmbătă, duminică, peste tot, plimbată în toată lumea, foarte multă responsabilitate, mi-a adus zona aceasta de finanțe, deci finanțarea, ca să pot să mă duc, să pot să studiez, să pot să cumpăr, să am acces la literatură de specialitate în limba engleză, cărți Oracle. M-am înscris de 5 ani la Facultatea de Astrologie de la Londra și de 5 ani am fost la Summer School-urile de la Oxford. Acum mă duc chiar în această vară, se reiau după 2 ani. Da, deci felicitări pentru toate lucrurile astea. Spune-mi totuși, cum, după toate lucrurile astea așa pe care le-ai făcut tu, cum trăiești tu viața acum? În proză sau în poezie? Cred că și proză și poezie. Ce pot să spun? Sunt, m-am simțit, cum am simțit eu după ce m-am, să spun așa, m-am eliberat de ce a fost în trecut, am și spus, am o stare de fericire. Extraordinar. Deci sunt un om împlinit, sunt un om fericit, fiindcă îmi place ceea ce fac, fac ceea ce doresc și înainte făceam ceea ce îmi doream, dar este cu totul și cu totul altceva, fiindcă acum, într-adevăr, am simțit și știu lucrul acesta că sunt pe calea misiunii mele. Extraordinar. Îmi aduc aminte la Andy... Cum să simte acest lucru, că ești pe calea ta, pe misiunea ta? Eram la Andy Sechei în 2010, am fost la primul lui bootcamp și acolo la primul lui bootcamp am avut ca temă să ne stabilim misiunea noastră personală. Și m-am chinuit să scriem, am făcut meditații, am făcut, în fine, ce... Nu mi-a ieșit. Deci nu mi-a ieșit, fiindcă nu știam efectiv la acea dată. Dar acum am înțeles ce înseamnă să fii pe calea ta. Adică să poți să faci niște lucruri care, în primul rând, te bucură pe tine. Adică ceea ce fac eu, fac așa, cu inima deschisă, am rezultate, oamenii care vin către mine, feedback-urile pe care le am, comentariile lor, schimbările pe care le văd la ei. Oamenii te bucură asta când vezi asta la oameni? E foarte mare împlinire. Adică cred că în afară... Dar de ce te împlinește chestia asta când vezi că oamenii sunt mulțumiți? Nu neapărat că sunt mulțumiți. Văd că eu am contribuit la... i-am mișcat. Asta te împlinește? Da. Pe da, tine, că ai mișcat ceva în acel om. Da, că am mișcat, că au învățat, că și-au schimbat atitudinea, că au învățat niște lucruri, că le repetă, că le spun, sunt alături de mine, urmăresc, studiază și văd că evoluează. Noi avem și o comunitate care am creat-o pe canalul meu de YouTube. Am fost în tabere cu oamenii aceștia, am lucrat și în tabere. Dar de ce crezi tu că e nevoie să evoluăm noi? Păi, dacă nu evoluăm, suntem morți.
De ce? Sunt o grămadă oameni care nu vor să evolueze. Da, asta este problema lor. Asta dar, este problema. Dar de ce crezi tu că trebuie să facem chestia asta? Sau trebuie să facem asta? Deci pentru mine personal, da? Pentru mine personal, evoluția este cheia sau, cum se spune, sensul vieții. Evoluția. Evoluția, da. Este tu, sensul vieții. Cum te plinește pe tine această evoluție? Păi, îmi dă un sens. Cum ar veni? O busolă. Am o busolă, am o direcție, știu că merg undeva. Adică mă scol dimineață și știu ce am de făcut. Nu cad în depresie, nu o iau personal, nu mă mai victimizez. Cum ai reușit să faci toate lucrurile astea? Uite, asta cu victimizarea îmi place, că mi-ai ridicat-o la fileu. Știi? Cum ai reușit tu să nu te mai victimizezi? Dacă poți să ne spui și, le spui și prietenilor noștri, cum să fac chestia asta? Pentru că noi avem tendința asta să ne victimizăm foarte des. Așa este. Eu cred că prin ce am citit, deci în primul rând toate cursurile pe care le-am făcut m-au ajutat să înțeleg, să pun așa piesă cu piesă, să înțeleg despre ce anume este vorba. Știi, când spui, ia uite, stai că așa este, stai că aici așa este. Deci prin educație, eu țin foarte mult la zona aceasta de educație, a citi, a te uita la filme motivaționale. Deci tot ce ține de această zonă, fiecare a contribuit cu câte o piesă în acest fapt. Și te-a ajutat să nu te mai m-a ajutat să înțeleg greșelile pe care le-am făcut. M-a ajutat să înțeleg ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat. M-a ajutat să înțeleg că și eu am partea mea de vină. Da? M-a ajutat să înțeleg legile, legea proiecției, legea oglindirii. La Ramona Popescu, cu care am făcut foarte multe cursuri, deci am învățat foarte multe lucruri de rea. Deci fiecare lucru a fost acolo. Dar ca să le arătăm și prietenilor noștri, care ar fi așa începutul, basic-ul în a nu te mai victimiza? Da, deci primul lucru... Mi se pare o chestie extraordinară. Dacă reușești să nu te mai victimizezi, mi se pare un lucru extraordinar. Da. Tu ai reușit să faci chestia asta. Eu zic, că am reușit. Da, păi de-aia spun, adică uite, iată ce bună dispoziție ai, ce mod de a fi ai. Hai să încercăm să învățăm și pe prietenii noștri cum să înceapă treaba asta. Apropo și de ceea ce spui tu de bună dispoziție, oamenii cu care stau de vorbă și spun, vai da, câtă energie, sau oameni străini, m-am mai dus, am mai făcut filmări, spun, vai da, câtă energie ai, da, ne dai așa o stare specială, fiindcă eu așa sunt. Adică nu, chiar dacă este urât afară, chiar dacă plouă, chiar dacă poate m-a durut piciorul foarte tare, am mers într-un picior 5 săptămâni, dar asta nu m-a demotivat. Da? Am dar găsit lucruri. Asta vreau să spun. Deci totul vine din interior. Cum vine din interior? Pentru că sunt mulți oameni care în interior, ei nu au o conectare cu interiorul lor. Da, e vorba de a conștientiza. Hai să dau un exemplu cu operația mea pe care am făcut-o. Da. Poate mai simplu așa. Da? Păi e foarte simplu. Prin exemplu e foarte exact. Simplu. Deci în luna iulie am început să mă doară piciorul stâng. A început să mă doară, m-am dus la acupunctură, mi-am făcut proceduri, kineto, nimic. Și mi s-a spus că trebuie să mă operez. Eu încăpățânată n-am vrut să mă operez, că știam ce înseamnă operație, recuperare și însemna un timp pe care trebuia să-l aloc și pentru această și pentru sănătate și în fine. Nu s-a întâmplat nimic, piciorul m-a durut în continuu și după ce am venit din Egipt mi-am programat să fac operația. Pe 10 martie m-am operat și după aceea a început travaliul, dar înainte de operație. Deci la nivel conștient deja eu m-am pregătit. Am zis, da, uite, o să fie această operație. O să fie această operație, o să vedem cum o să... Aveam emoții, fiindcă nu am mai făcut anestezie până acum, a fost prima dată. Dar, crede-mă, am fost așa într-o stare de bună dispoziție, încât, efectiv, nu mi-a fost frică de anestezie. Deci, am eliminat și frica prin această stare pozitivă. Am spus, da, fac pentru mine, o să mă simt mai bine, nu trebuie ca să-mi fie frică. Și atunci eu m-am setat. E vorba de o setare mentală, ca să spun așa. Nivel de minte, la nivel... Și m-am dus, m-am operat, după aceea am văzut că e greu. Adică era mai greu decât știam eu sau decât credeam eu că o să fie. Am început să merg într-un picior. Am luat cadru, am făcut bătături și în mâini cu cadru. Am tot mers prin casă cu cadru și zic că asta este. Trebuie 5 săptămâni, uite, sunt 5 săptămâni, mai e puțin.
Și fiecare săptămână, când mai trecea o săptămână, o mai bifam, lucram, îmi făceam de lucru, citeam, cu toate că nu ieșeam din casă, era frumos afară, începuse și venea primăvara. Erau flori, când începuseră să-mi florească copacii și am pus o postare pe Facebook și am spus eu nu pot să ies afară, dar dacă puteți ca să-mi trimiteți niște poze cu flori, cu copaci în flori, și am primit, cred că, sute de mesaje frumos, cu copaci. Deci niște lucruri simple. Deci nu trebuie să crezi că sunt niște lucruri excepționale. Este vorba de o simplă setare interioară, da? Uh-huh. Să accepți, să înțelegi, da? Este vorba și de o acceptare. Da. De o acceptare și e vorba și de răbdare. Astea sunt niște trăsături, așa, dacă intrăm în astrologie, puțin așa saturniene, da? Deci răbdare, acceptare, deci totul, am înțeles că trebuie să las motoarele mai jos. Uh-huh. Și mi-am făcut treaba, eu nu am abandonat din ce aveam de făcut. Am lăsat motoarele mai jos și am acceptat acest lucru. Deci asta este. Și apropo de victimizare, când se întâmplă ceva sau sunt supărată pe ceva, nu mă duc imediat să ripostez, nu mai ripostez, nu mai mă enervez. Apropo de... Las lucrurile să mai treacă, mai mă mai gândesc, stai să vedem ce se, apropo de oglindire, ce mi-arată mie acest lucru. Deci de fiecare dată când mi se întâmplă ceva neplăcut în viața mea, mă întreb, oare ce se oglindește? Este ceva care... mi-apare cum aici. Se întâmplă, da? Da. Și atunci lucruri din acestea foarte, foarte simple. Că tot ai vorbit de chestia asta cu oglindirea, cu dualismul, da, și așa mai departe. Ce este pentru tine binele și rău? Aici e o întrebare foarte interesantă, fiindcă eu primesc, este una din întrebările retorice, ca să spun. Când pun câte o postare pe canalul de YouTube, primesc întrebarea, este bine? Este rău? Deci deja, nu mai rezist. Mai ales și... că astrolog, tu întotdeauna, da, cred că ai întrebarea asta. Și eu am o frază asta, standard, da, pe care o scriu și după aceea, în fine, mai explic. Nu este nici bine, nu este nici rău, este așa cum este. Deci simplu. Deci asta e binele și rău din unghiul tău de vedere. Exact. Nu este. Nu este nici bine, nu este nici rău. Este... De ce? Uh-huh. Tot din experiența mea personală. Dacă mă uit în 2013, care a fost cel mai greu an din viața mea, da? Un an, ți-am spus, complex, în care am fost, să spun, lovită din toate punctele de vedere, cu multe, multe lucruri. Adică dacă ar fi fost cineva în locul meu, nu știu dacă ar fi rezistat. Dar eu sunt o persoană foarte puternică. Și acel an, dacă îl privesc acum, este cel mai minunat an din viața mea, fiindcă a însemnat anul în care eu am intrat pe calea misiunii mele. Ai schimbat ceva. Deci îți dai seama, mm-hmm, îți dai seama că de... Și acum când vorbesc așa, mă simt așa în tot corpul, simt acea vibrație, mm-hmm, și acel freamăt de bucurie și de împlinire. Da, și cred că sunt foarte mulți oameni, dacă se uită în viața lor, la evenimentele care s-au întâmplat în viața lor, momente dramatice care au avut rostul lor, fiindcă întotdeauna, dacă nu suntem pe cale, eu vă spun din astrologie, așa, din ce am observat, dacă nu suntem pe drumul nostru, dacă nu suntem pe calea noastră, dacă nu facem ceea ce trebuie să facem, atunci apare acel factor de corecție, acea ajustare. Există de fapt, o astfel de ajustare în viața omului? Da. La toți oamenii există acest factor de ajustare? Mai mult sau mai puțin, dar în general există. Ta, există, da? Da, există. Practic, această ajustare te pune pe drumul tău. Și de ce crezi că la unii există înseamnă? Și la alții nu există? În general există. Acum depinde de tema individuală. Aha. Da, depinde de nivelul sau de timingul la care sunt în viața lor. Dar la mine se adunaseră mult prea multe. Și atunci știi cum e când e un puroi așa, o bubă mare și se sparge și s-a spart. Da, un buboi și atunci s-a spart. Dar e vorba de o ajustare și ajustarea asta poate să fie o boală, da? Poate să fie niște încercări ale vieții la care ești supus. Și atunci ce contează, apropo de victimizare, ca să-ți mai dau un hint sau un tips and tricks, contează atitudinea noastră. Da? Fiindcă eu puteam să aleg atunci să mă victimizez, să spun, Doamne, de ce mi s-a întâmplat mie lucrul ăsta, dar eu n-am făcut nimic, dar eu întotdeauna am ajutat oamenii, am fost un om bun, cu frica lui Dumnezeu, dar de ce s-a întâmplat, n-am făcut lucrul acesta. În schimb, am ales calea educației, am ales să înțeleg și asta m-a adus curiozitatea către astrologie și zic, măi,
trebuie să găsesc o cale alternativă, să înțeleg de ce s-a întâmplat. Uh-huh. Nu m-am dus la psiholog, am ales zona aceasta și am ales, de fapt, astrologia m-a ales pe și mine. Și de ce crezi că oamenii se duc în zona asta de paradigmă bine-rău? De ce crezi că ei sunt înclinați? Da, fiindcă e mai ușor, este calea cea mai comodă. Uh-huh. Deci una este să îți pui întrebări, să te cauți, să citești, să studiezi, să nu mai dormi noaptea, să te gândești, să-ți aloci timp pentru tine. Și asta e bine sau e rău? Nu-ți spun câte mesaje primesc. Ce o să se întâmple în relația mea cu X? O să se întoarcă Y la mine? Sau... Uh-huh. Zic, de unde să știu eu lucrul acesta? Deci, păi oamenii... nu ești astrolog, nu poți să prevezi viitorul. Și eu le răspund foarte clar. Nu sunt ghicitoare. Eu sunt astrolog, eu nu sunt ghicitoare. Da. Și zic, da, bine, bine, în general răspund ok. Da. Dar de ce crezi că au oamenii nevoie să știe viitor? Că și la mine în numerologie și la tine în astrologie, tot așa. Ei au nevoie să știe ce se întâmplă. Dar ei n-au nevoie. Și tu faci și eu fac previziuni. De ce crezi că oamenii au nevoie? Cred că n-au nevoie să știe viitorul, da. Abia ieșit. Deci vor să-i ajutăm, apropo că mi-a ieșit și ajutorul, vor să-i ajutăm ca să le validăm ideile lor, de fapt. Așa crezi tu? Da. Ei își vor validarea ideilor. Da. Și atunci tu când faci, de exemplu, astrologic vorbind, când spui ceva ce nu convine unui om, cum îi validezi tu? Că oamenii se gândesc că e numai lapte și miere. Eu nu lucrez cu oamenii aceștia care vor răspunsuri directe. Și simple, fiindcă nu vin la mine. Da? Nu. Nu ai oameni care vor așa? Nu, eu am oameni care, într-adevăr, vin să se cunoască, fiindcă eu privesc astrologia ca un instrument de dezvoltare personală. De fapt, eu așa am lucrat pentru mine cu astrologia. Deci, astrologia m-a ajutat să mă cunosc, m-a ajutat să înțeleg ce s-a întâmplat în viața mea, m-a ajutat să-mi proiectez viitorul. Eu așa lucrez cu astrologia. Ceea ce înseamnă că tu, ca om, dacă vrei să, oricare dintre prietenii noștri care se uită, dacă vor să evolueze, dacă vor să învețe ceva, le trebuie o formă de disciplină, o formă de perseverență, exact. Și nu se poate face așa peste noapte. În niciun caz. Chiar dacă ai un moment nefericit în viață, așa cum ai avut și tu și alții care, mă rog, în niciun caz. Nu merge așa. Nu. Nu. Nu, în niciun caz. Nu. Deci trebuie să înarmeze cu perseverență. Răbdare, perseverență, cunoștințe, educație. Și, adică nu este suficient să te plângi. Să te duci la prieteni, la părinți. Uite ce mi s-a întâmplat, ce am făcut. Nu, eu cred că este mult mai bine să te cauți. În ideea te căuta. În ideea în care te cauți, te duci și cauți. Și vezi ce înțelegi din ceea ce ți s-a întâmplat. Și avem acum, slavă Domnului, că avem la dispoziție atâtea instrumente care sunt disponibile. Ți s-a întâmplat să te gândești la chestia asta, dacă te mulțumești cu mai puțin decât meriți? Nu, eu sunt foarte lacomă. Da? Apropo de asta, mama mea, Dumnezeu să o odihnească, tot timpul îmi spunea: mamă, muncești prea mult, ești prea lacomă. Zic, mama, nu pot, eu așa tot timpul, eu trebuie să fac ceva, eu nu pot să stau. Da. Lacomă, deci în ideea, să spun așa, să spun într-o abordare pozitivă, lacomă, în ideea că tot timpul sunt ca un aspirator, sunt curioasă, să absorb informații, să citesc, să aflu lucruri noi, să experimentez lucruri noi, deci asta este. Deci tu nu ai un cântar aici, tu ai de că cât să vină e bine primit. Deci apropo de cântar, știi ce îmi vine acum ca să spun? Când am fost în Egipt, am fost la un atelier de papirus și acolo era un papirus cu judecata de apoi la egipteni și acolo este una din scene foarte, care m-a impresionat foarte mult, aș vrea să o și desenez, dar n-am avut timp. Este cu zeița Mat când ajungi acolo, după ce ajungi în lumea de apoi, și îți pune inima pe o balanță și pe cealaltă balanță este un fulg. Și atunci inima ta trebuie să fie exact atât de ușoară cât un fulg. Și cred că asta ar trebui să ne gândim și noi oamenii, ca să avem această inimă să fie foarte ușoară. Ce înseamnă asta? Adică să ne debarasăm. De ce ne îngreunează? Răutatea, îngânfarea, prostia, aroganța. Da? Și dacă ne eliberăm de toate aceste lucruri, putem să ne creăm noi universul nostru în care trăim și în care putem să trăim în armonie, în diplomație, în pace. Dar nu e dificil? Nu e dificil să dai afară din inima ta toate lucrurile deci astea? Deci dificil e să și respiri. Dificil e să și respiri, dacă noi nici de respirare nu respirăm.
Și consider că dacă noi ne-am elibera inima de anumite lucruri, viața noastră s-ar schimba. Este, eu îți spun din experiența mea. Deci uite-te la mine și stau de vorbă și văd așa oamenii care se uită la mine nu cu invidie. Se uită așa că uite, aș vrea și eu să ajung aici, dar nu pot. Și nu, și eu îi și încurajez și le spun, da, puteți și voi să fiți așa. Dar trebuie să vrei. Trebuie să depui efort. Deci trebuie să depui efort. Da. Aici e mai greu. Tu știi bine că este ca, este ușor. Ca un alergător de cursă lungă. Da? Un alergător de cursă lungă. Ca să câștige cursa, trebuie să alerge, nu? Trebuie să fugă. Dar și efortul ăsta este fie, consecvent. Mai e vorba și de consecvență, da. De disciplină. Disciplină, consecvență, da. Apropo de fecioară, dacă vorbeam de fecioară. Și de ce crezi tu că oamenii se mulțumesc, unii dintre oameni, pardon, se mulțumesc cu mai puțin, alții se mulțumesc mai mult, alții nu se mulțumesc deloc? Da, pot să spun și karmic. Dacă ia spunem karmic. Hai ia. Să vorbim din punct de vedere karmic. Acum știi că fiecare din noi venim aici cu o temă de destin, venim cu o hartă, venim cu, cu niște lucruri pe care trebuie să le facem. Unii dintre noi sau majoritatea nu reușesc să... Noi avem un sens de destin în viață. Nodul sud și nodul nord. Nodul sud, zona din trecut, zona noastră de confort. Și nodul nord este ceea ce trebuie să învățăm, ceea ce trebuie să acumulăm, să integrăm în această viață. Și nodul nord e ca un teritoriu necunoscut, o țară străină pe care nu o știm, dar în care trebuie să mergem și să vedem despre ce este vorba. Foarte mulți dintre noi rămân în zona de confort. E ca în călătoria eroului care făt frumos, care pleacă, nu mai vrea să plece de acasă. Da, îi spune, uite, pleacă de acasă, du-te să o cucerești pe fata împăratului roșu și el ce nu, că mie îmi place aici la mama. Vreau să stau la mama, vreau la tata, e castelul, e calul, mă simt bine. Avem de toate. Avem de toate și eu nu vreau. Nu vreau, da? E ca să plece, el trebuie să dea față în față ochii noi cu zgripțuroaica, cu balaurii, da? Nu e ușor. E, despre asta este vorba. Deci foarte multă lume, foarte mulți dintre noi vin și efectiv rămân blocați. De fapt, asta este o temă pe care o văd și schimb de vorbă cu oamenii din experiența lor la consultații, văd că încă sunt blocați acolo la nodul sur și de asta este important să-și înțeleagă acest sens de destin, să vadă că trebuie să facă ceva, să se miște, să chiar dacă nu le place ce trebuie, chiar dacă trebuie să dea nas în nas cu balaurul, trebuie să o facă, da? E, asta ar fi una din teme. Unii poate vin să se odihnească, poate în alte existențe au fost foarte agitați. Uite, eu, spre exemplu, eu mi-aș dori ca în viața viitoare să am o vacanță așa mai mare, că am și zis în viața asta am muncit cam mult, nu prea am avut timp de relaxare. Dar poate și lucrul acesta. Deci există și vieți în vacanță. Mai există și vieți în vacanță, da. Și alții vin aici, dar nu rămân blocați în anumite lucruri. Da? Nu își fac temele de viață, că de fapt despre asta este despre vorba. Asta e vorba. Dar tu în astrologie poți să vezi dacă există acest concept de vieți anterioare și vieți viitoare? Există o astrologie karmică și această astrologie karmică se bazează pe niște indicii pe care noi le analizăm în hat. Acum sunt și persoane clar văzătoare care se uită, se fac regresii, sunt fel de fel de... Dar eu mă uit la zona aceasta karmică, la planetele retrograd, în special dacă ai un Venus retrograd, un Marte retrograd, un Mercur retrograd, da, la Saturn care este... Asta înseamnă că ai trăit în altă viață într-un fel anume? Sunt niște teme, sunt niște teme care se repetă. Deci dacă ai planete personale, adică Venus, Marte sau Mercur, care sunt cele mai importante retrogradare, ele sunt planete personale care țin de tine. Da? Și atunci este clar că ai niște teme legate de feminitate, legate de masculinitate, legate de comunicare. Uite, spre exemplu, eu am Mercur retrograd. Asta înseamnă că eu am avut probleme legate de comunicare în alte vieți. N-am comunicat bine sau nu știu ce am comunicat sau cum am comunicat. Și uite că în viața asta, crede-mă că numai asta am făcut toată viața, nu mai am comunicat de toate felurile. Și atunci îți dai seama că dacă tu ai retrogradare pe Mercur nativ, cum îmi spui tu, da? Eu trebuie să lucrez. Păi și cum? Mult. Vorbești foarte bine. Asta înseamnă că ți-ai împlinit tema. Păi stai că n-am vorbit întotdeauna. Deci eu când eram la școală mă bâlbâiam
Da? Da, mă bâlbâiam, nu puteam să vorbesc, mă opinteam, mă podigneam. Da, poate în alte vieți nu am putut să vorbesc, uh-huh. fiindcă aveam foarte multe lucruri în minte. Simțeam așa că eram la școală, eram din clasa 1 până în a 12, numai premiul 1 am luat. Eram premiantă, dar aveam atât de multe idei în cap încât nu puteam să le scot pe gură. Deci era foarte, foarte interesant a fost. Deci sunt niște lucruri care chiar se validează. Și totuși ai reușit să treci peste chestia cum? Asta? Prin muncă. M-am ieșit în față. Am ieșit să vorbesc în față. Am ieșit să... Da, la camera auditorilor, la anexia în față și în limba engleză. Îți dai seama, după ce că vorbeam în limba română, m-am vorbit și în limba engleză, în fața a 200 de persoane, în toate țările lumii unde am fost. Da, deci m-am forțat. Mi-a dat un șut în fund eu mie și am ieșit în față. Deci e nevoie de această forțare. Da, este nevoie. E nevoie, apropo, revin de asumare. Mi-am uh-huh. asumat, am simțit că trebuie să... Era ceva, știi, când e ceva în interiorul tău care te împinge, hai du-te. Uh-huh. Eu nu vreau. Dar oamenii au chestia asta în interiorul lor, care ceva ce îi împinge către ceva. Este, depinde dacă ei fac pasul. Uh-huh. Știi? Poți să-l faci, poți să nu-l faci. Recomandarea ta ar fi ca oamenii să facă pasul când simt chestia asta. Da. Adică este frica aceea că o să capotezi, că o să te bâlbi, că nu o să spui prostii, că nu o să poți să râdă lumea de tine, că nu o să te asculte lumea. Eu mi-am înfrânt toate aceste frici. Spre exemplu, când am intrat în Nexia prima dată în 2004, a trebuit să mă duc, prima mea conferință internațională a fost la Singapore. Îți dai seama, deci a fost un drum așa greu până am ajuns acolo, 19 ore, deci a durat zborul, trebuia să mă scol dimineață, în fine, nu m-am sculat, nu am pus ceasul, m-am sculat așa, intuitiv, a fost acolo un ceas care m-a trezit și aveam o prezentare de făcut, m-am dus la o profesoară de engleză, am pregătit prezentarea pe minute, cu muzică, cu tot și când am ajuns acolo în fața 200 de oameni, de seama, nu cunoșteam pe nimeni, la Singapore, în capătul lumii și în limba engleză, care nu o stăpâneam foarte bine cum am învățat-o după aceea. Și bineînțeles, când s-a pus prezentarea, nu mergea muzica. Deci și muzica era, să spun așa, cel mai mișto cu muzica românească, cu zamfir, cu asta. Deci am zis că mor în acel moment și zic, Doamne, munca mea, deci o lună lucrasem pentru prezentarea aceea de 5 minute, știți cum e, faci o prezentare și cât lucrez la ea. Și după aceea am respirat și... Am zis, gata, facem fără muzică. Și am făcut fără muzică, m-au aplaudat, au spus ce prezentare minunată toată lumea și asta este. Deci trebuie să te și repliezi, deci să ai această forță interioară. Da. Așa de când te spui tu, viața asta este așa o continuă muncă, o continuă repliere, o continuă alergare. La mine așa ceva a fost. Nu e la toată lumea așa, să știi. Mm-hmm. Nu e la toată lumea. La mine așa a fost, fiindcă așa mi-a plăcut. Așa mi-a plăcut. Adică eu am jucat mai multe roluri. Am înțeles. În viața asta cu rolurile vieții este foarte important, că fiecare trebuie să jucăm anumite roluri. Da, poate unii își asumă prea mult, poate unii își asumă prea puțin, dar deci am fost elev, am fost student, după aceea m-am dus și am lucrat în zona comercială unde mă pregătisem eu, după aceea m-am reprofilat, am lucrat în finanțe, eram inspector în zona financiară, veneau toți directorii economici cu bilanțurile, eu nu știam nimic mare lucru, că de-abia atunci învățam și le verificam bilanțurile. Dar am prins și perioada aceasta nouă după Revoluție, când totul era nou și noi știam preluase, adică am început de la zero. Am avut cred că trebuie să ai și un culoar favorabil, așa. Crezi că toți oamenii au un culoar favorabil? Nu știu acum ce să spun. Sau sunt oameni aleși? Nu cred că sunt oameni aleși, nu. Cred că fiecare din noi avem niște culoare favorabile, dar trebuie să știm să le simțim. Și să mergem pe ele. E mai mult, viața asta este mai mult simțire sau gândire din punctul tău de vedere? E și gândire, ne folosim și de minte, fiindcă, după cum știi, poate ai văzut și tu că mulți au zis, ego, mintea, nu mai avem nevoie de ea, nu, e foarte important și mintea, dar trebuie să-ți asculți vocea interioară și cred că dacă ți asculți vocea interioară, ai mai mare șansă. Dar cum dau seama eu de această voce interioară? Trebuie să dai seama, o asculți efectiv, adică e ca cineva... Și dacă mă tăcăne la cap, numai negativ?
Ce să fac eu atunci? Acum, pe mine nu mă tăcălit la cap negativ. Acum, vocea interioară este cea care spune, adică eu așa o simt, când îți spune să te duci. Dacă vrei să te duci undeva, să te duci într-un anume loc sau să descoperi ceva. Și dacă la unii vine ceva... zice, vocea interioară, ce îmi vine să o părăsesc pe nevastă mea, ce să fac? Nu știu, eu n-am avut astfel de voce. Da, probabil că sunt, dar atunci trebuie să-ți pui niște întrebări. Atunci poate să intervină și mintea. Cred că este o conlucrare între minte și voce interioară, magic. Părerea mea. Tu ai un dialog interior? Chiar prea mult câteodată. Și despre ce vorbești tu cu tine însuți mai... așa? Deci, înainte de astrologie... Înainte de astrologie, acest dialog interior era extrem de critic. Deci eu am fost cel mai mare critic al meu. Wow. Și întotdeauna când, tot timpul mă criticam. Adică când făceam ceva, întotdeauna găseam, n-ai făcut suficient de bine. Aici ar fi fost bine să faci așa. Sau dacă aveam o victorie. Deci asta este cel mai simplu exemplu. Aveam o victorie, întotdeauna câștigam ceva. Aveam un moment în care eram recunoscută. Eu nu puteam să mă bucur. Wow. Deci da, nu puteam să mă bucur. De ce oare să întâmplă? Fiindcă tot timpul îmi stabileam o ștachetă mai sus. Adică era acel moment. Dar uite, ai realizat o grămadă. Poate că datorită faptului că ți-ai stabilit acea ștachetă mai sus, ai realizat atâtea. Da, dar după aceea am ajuns, să spun așa, la înțelepciunea că totuși trebuie să te bucuri și de viață. Adică urci, da, cum e Capricornul, da, din munte în munte, și când ajungi în vârful muntelui spui, hai să vedem ce munte mai am de cucerit acum. Așa sunt aceștia. Da, aceștia așa sunt, dar nu este așa. Trebuie să stai și să te și bucuri de viață. Da, dacă îți dai seama, uite, cum ai zis tu, eu ajungeam acolo, în stânga, în dreapta, ajungeam la o treaptă, făceam ceva și nu mă bucuram. Da, nu puteam să mă bucur. Nu puteam, efectiv. Nu puteam. Asta cred că e o durere destul de mare. E o durere, mare, da. Nu? Da, și îmi puneam aceste întrebări, crede-mă. Deci era, apropo de dialogul interior, era așa întrebare retorică. Iar am ajuns, iar am făcut ceva, iar am realizat ceva ce alții nu au făcut. Dar de ce era, știi cum era, era acel gol interior. Uh-huh. Era un gol așa. Da, și da, după aceea probabil că era acel gol, fiindcă nu eram eu centrată pe mine, nu eram eu pe calea mea, adică eram pe calea mea, dar din punct de vedere spiritual nu eram foarte conectată. Acum a dispărut golul ăla? Cum? Acum a dispărut acel da, gol interior. Nu. Acum nu. Extraordinar. Acum și cum ai reușit? Îți dai seama, de la o persoană care nu se bucura vis-a-vis de reușitele tale, care au fost extraordinare, la o persoană care pur și simplu a reușit să umple acel gol interior. Da, fiind prezentă în viața mea, trăind fiecare moment cu bucurie, de spre exemplu și astăzi când am venit aici, da? M-am bucurat atât de tare, mi-am alocat, mi-am eliberat spațiul, am spus, da, gata, vin aici. M-am suit în mașină, am condus în liniște, nu m-am grăbit. M-am dus, m-am plimbat prin Poiană. A fost așa, frumos, așa o relaxare totală. Da, deci am încercat ca să mă încarc. M-am uitat la copaci, la verdeață, la tot ce este afară, cât de frumos este. Și am ajuns aici într-o stare de bucurie, că ai văzut cum venit. Da. Iată ce lucruri simple spui tu acum, care totuși te fac pe tine ca om așa, să nu mai ai acel gol interior. Exact. E posibil ca această bucurie a lucrurilor simple să ne umple acest gol interior. Și tu știi câți oameni sunt cu acest gol. Sunt convins că vin și la tine la consultații și peste tot. Și noi vrem să-l umplem cu ceva mare, pentru că îl simțim că e mare în interiorul nostru. Când acolo noi avem nevoie de lucruri. Exact, lucrul acesta, de fapt, într-adevăr, ai dreptate, lucrul acesta l-am conștientizat eu, că mai ales după pandemie sau în perioada aceasta de pandemie, când se spun așa, toate planetele, toate conjuncțiile planetare majore ne-au ajutat să ne recadrăm, să creăm un alt cadru. De fapt, a fost un mare, mare ajutor. Îți dai seama, foarte mulți oameni au gândit această pandemie și gândesc această pandemie ca un mare necaz. Da, multă lume este în depresie. Da. Și de fapt, tu ca astrolog spui că a fost o conjunctură astrală în așa fel încât să ne ajute pe noi. Deci tot acest rău, să-i spunem, este spre binele nostru. Crezi că o să vedem care e binele acestui rău în viitor? Păi eu deja simt binele. Da? Da. Adică eu în această perioadă zic eu că chiar dacă am stat în casă ca toată lumea, n-am avut un tratament preferențial, am lucrat, am studiat, nu am fost foarte frustrată de ce s-a întâmplat, nu m-am uitat la televizor. Da.
Nu am intrat, e vorba și de a intra în această vibrație. Decizia de a intra într-o anumită vibrație negativă. E vorba de inconștientul acesta colectiv sau subconștientul colectiv care este foarte încărcat și atunci trebuie să fim foarte atenți cum relaționăm și cum intrăm. De asta e bine în primul rând noi să ne centrăm, să fim foarte, foarte siguri pe sentimentele noastre, pe stările noastre, fiindcă imediat putem să deraiem. De ce crezi tu, Luminița, că existi în această existență? Păi cred că să fac lumină. Ce frumos ai răspuns. Apropo de asta, hai să spun și experiența mea cu numele, că știi foarte bine că numele are importanță în numerologie. Da, are o importanță. Așa. Deci mama mea m-a numit Luminița. Niciodată nu mi-a plăcut acest prenume. Mă crezi că nu mi-a plăcut. Și când am început, eram în perioada când mă gândeam la un nume pentru firmă, să încep să fac firma în 2018 și am fost la Oxford. Și ca să vezi cum îți trimite universul dacă ești atent mesaje, și asta este un lucru foarte important pe care putem să-l facem, să fim atenți la mesajele care vin către noi. Și acolo la Oxford, nu era prima dată, era al treilea an când mă duceam la Oxford, îi cunoșteam pe colegii mei din toată lumea, astrologi, și nu știu, dar în anul ăla toți veneau la mine, se uitau la badge-ul meu, la cum se numește, badge, zi, ecusonul, că nu venea, așa. Se uită spre Luminița, what a wonderful name. Zic, dar ce au ăștia cu numele meu? Nu înțelegeam de ce, efectiv, crede-mă, toată lumea venea către mine, toți care și știau, mai se uitau și iar Luminița, mai ce nume, dar nu știu ce, unii care nu știu. Zic, păi, e ceva cu numele meu. Și atunci am început să-mi integrez numele. Deci până atunci tu nu fiindcă, suportai Luminița. Știi ce ziceam? Cum o să fie când o să fie o bătrână și o să mi se spună baba Luminița? Da, asta era motivația. Și după aceea am început să... Și feedback-ul oamenilor. Să știi că lucrul acesta pe care l-am avut pe canalul de YouTube din 2018 pe mine m-a schimbat extraordinar. Adică am aflat foarte multe lucruri de la oamenii de pe canal. Am aflat că am o voce foarte specială. Eu, în general, când vorbesc, uite, și când vorbesc cu tine, așa, nu este... E o voce normală. De când intru și încep să vorbesc pe canal, am realizat, ascultându-mă, intru într-o altă vibrație. Extraordinar. Intru într-o altă... Și oamenii, când am început să fac filmările pe canal, tot spuneam, vai, dar ce voce, vai, dar vă ascult vocea, dar pun să meargă, numai ca să... Fiindcă îmi dați o vibrație specială, zic, dar ce au oamenii cu vocea mea? Fiindcă eu n-am realizat, până la 55 de ani, ca să spun așa, nu am realizat că am o voce specială. Și de-abia atunci am început să mă ascult. Și am văzut că am o altă tonalitate, o altă expresie, o altă... altceva. Deci poate intru... atunci când te conectezi cu această energie... Exact, mă conectez cu o altă energie. Și atunci asta am aflat. Am aflat că am altfel de voce și au început să spună, Luminița, un nume predestinat, ne-a dus lumină. Doamne, zic. Da, și uite așa am aflat și lucrul acesta. Deci tu existi ca să aduci lumină. Da. Da. Foarte interesant, foarte frumos. Nu m-am gândit la asta. Nu m-am gândit nici eu că mama mea a simțit acest lucru. Mama? Da, când mi-a dat numele. Extraordinar. Da. Deci asta a fost direcția clară, adică da, amprenta eu clară. Da, eu așa simt, da. Mama a citit foarte mult. Cât a fost însărcinată cu mine, a avut o sarcină toxică și a trebuit să stea la pat. Deci nu, că dacă nu stătea la pat, imediat plecam, ieșeam. Da, da. Era agitată și, de atunci. Și mi-a și zis, mamă, zice, dacă ai ști câte cărți am citit. Și zice, am citit multe lucruri și de comedie și râdeam atât de mult. Și zic, poate din cauza asta am ieșit eu așa de veselă. Iată, uite, și un sfat foarte bun asta, da, nu? Da. Femeile care sunt însărcinate să nu mai tropăie pe străzi, să se apuce să... Contează foarte mult. Să se duce, să asculte muzică. Da, este extraordinar. Să-și dea un timp cu ele însele, pentru că ele creează viață. Da, așa? Dar vezi că după aceea, când eu tot timpul stăteam cu cartea în mână, când eram mică, spunea mama, nu mai mi-aduc eu aminte așa decât vag, pe la 3-4 ani, luam cărticelele care le aveam și mă duceam la mama și spune, citete. Să îmi citească. Da, deci de la 4 ani, 3-4 ani și după aceea, eu stăteam cu cartea în mână.
Locuiam în Megidia, acolo am locuit, și mama, stilul spartan, capricorn, cu ascendent în fecioară, cu luna în scorpion, îți dai seama ce era acolo. La ora 7 venea să mă scoale, și în fiecare dimineață să dau cu aspiratorul să șterg praful. Deci tu ai trăit armată. Și eu stăteam cu cartea în mână și citeam, zic, mai lasă-mă puțin să mai citesc. Și mama zicea, mamă, dar o să te măriști tu, o să ai și tu bărbat, o să ai și tu copii, pune mâna, gătește, învață, eu cu cartea mână. Deci a fost așa, am citit, am devorat, am ascultat teatru radiofonic, deci orice, numai să păi primesc tu nu informații. Capricorn, nu e așa? Nu, eu am ascendent un Capricorn și mai rău. E mai rău și ar fi trebuit să fii și tu tot așa? Da. Ei, m-a ajutat foarte mult. Te-a ajutat, nu? Da, m-a ajutat. Foarte frumos. Dacă ar fi să-i ajutăm pe prietenii noștri așa, care caută un sens în viață, care caută ceva în viață, dar nu știu ce caută, dar îi caută, știi? Știi că există starea aia de căutare, dar nu știi ce cauți, dar cauți. Așa. Acel sens, acel prag de a umple golul interior, de a găsi un răspuns, nici ei nu știu ce răspuns, pentru că toți am fost în situația asta, care ar fi trei direcții pe care le-ai spune? Dar gândește la un om care nu e ignorant, da? Mm-hmm. Dar e neofit. Da. Gândește care ar fi trei idei să poată să meargă sau să găsească un răspuns sau să plece pe pasul, pe drumul ăsta al dezvoltării personale, al înțelegerii sensului vieții. Acum eu sunt subiectivă, dar fiind astrolog... E subiectivă și normal să fii subiectivă, pentru că toți invitații mei, inclusiv eu însumi, dacă folosești pronumele de întărire, sunt subiectiv. Dar din toți oamenii ăștia care vin aici în studioul școlii, din tot subiectivismul lor, poate că cei de acasă găsesc obiectiv exact. Trei idei. Da. Deci primul lucru pe care eu l-aș recomanda, apropo de astrologie, fiindcă eu am lucrat și lucrez cu oamenii, deci este extrem de important să se ducă la astrolog. Deci este o investiție minimă pe care o faci într-o consultație astrologică pe harta natală. Cred că este primul pas în a te descoperi. Deci crede-mă, la mine în general vin oameni care vin pentru prima dată la astrolog. Cred că asta este, să spun așa, karma mea, să le deschid oamenilor. Da, e foarte interesant. Și este foarte, nu e că nu numai că e interesant, este, mi se pare o responsabilitate foarte mare pe umerii mei, fiindcă atunci când le deschizi calea, depinde cum le-o deschizi. Și atunci simt acea responsabilitate și îi văd cum rămân așa, cum să spun, cu gura căscată, de isiderat sau fel de expresii, că descoperă niște lucruri extraordinare sau își validează niște lucruri pe care nu și le explicau. Deci primul lucru ăsta ar fi una din direcții, să se cunoască din punct de vedere astrologic, numerologic, deci nu neapărat la astrologie. Adică al informațiilor de bază. Sunt informații, deci sunt ABC-uri, informații de bază pe care poți să le obții și care e referențialul arhetipurilor personale, o altă formare pe care am făcut-o, care este extraordinară. La fel, deci există niște lucruri pe care poți să le accesezi, dar acestea să fie cu tentă personală, adică să se ducă exact pe data ta de naștere, pe tipologia ta. Exact, nativă, nu zona aceasta de psihologie sau altceva. Deci eu m-aș duce personal, adică punct ochit, punct lovit. Da, primul lucru. După aceea, un alt domeniu ar fi educația. Deci eu țin foarte mult. Să simți ce ai nevoie, citești ceva, ți se pare că e interesant, du-te, investește bani fiindcă sunt investiți în tine. Și educația înseamnă să te duci la cursuri, să ascult, sunt atâtea resurse pe YouTube, nu ai timp, eu nu am timp să ascult tot ce, uite acum când merg pe drum, când mai merg cu mașina, tot timpul îmi pun podcasturi, le ascult ca să nu-mi pierd timpul, eu nu stau o clipă ca să-mi pierd timpul. Deci lucrurile acestea, de să asculte filme, să cursuri, se informeze. Să se informeze, da? Și punctul numărul 3, ce mai pot să mai facă? Dacă simt că au blocaje, se ducă la psiholog. E foarte important și psihologul în viața lor. Da. Dar eu lucrez și cu psihologi, fiindcă am clienți, vin clienți la mine.
le-aș recomanda ca prima dată să se ducă la un astrolog, fiindcă este o cale, este calea cea mai ușoară de a diagnostica niște lucruri și după aceea să se ducă punct ochit, punct lovit, să lucreze la psiholog. Eu am avut un caz, o tânără care a venit la mine și erau niște aspecte legate de familie, de casa a patra. Și eu i-am spus acolo imediat, pac, pac, foarte direct, foarte repede și a stat așa puțin, s-a uitat la mine și mi-a spus ce mi-a spus aici în 5 minute, eu a trebuit să aflu după ce am lucrat jumătate de an cu psihologul. Da? Fiindcă e mai ușor, adică astrologul ce face decât îți pune degetul pe rană, de el nu poate să lucreze. Nu poate să vindece. Nu poate să vindece. Și atunci poate e pasul, identifică și atunci nu mai stai că... Psihologul n-are de unde să știe, mai ales dacă omul acela e versatil și se ascunde și nu vrea să spună tot, dar nu are de unde să știe. Așa în harta, știi cum e, ești, se vede, ești, totul este acolo, nu poate să se ascundă. Da? Și după aceea se ducă să-și lucreze temele. Adică eu aleg calea mai rapidă. Da, da, asta e foarte... Eu zic că e o cale accelerată. Cel mai bine este, lumea acum vrea rapid, vrea repede și dacă găsim niște metode rapide, e cel mai bine. Exact. Deci astea ar fi cele mai rapide metode. Foarte mișto, foarte mișto, da. Cine sau ce te inspiră cel mai mult pe tine în viața asta? Cred că mă inspiră oameni care, din diferite domenii. Eu am luna RAC și luna asta în RAC mă duce foarte mult la tot ceea ce ține de familie, de tradiții, de strămoși. Și atunci sunt foarte conectată la zona aceasta. De exemplu, când mă uit la un film, da? Îmi place foarte mult să văd filmele acestea autobiografice, despre viața diferitelor personalități, da? Viața lor, cum au simțit, ce au trăit. Deci lucrurile acestea mă inspiră din diferite domenii. Foarte mult îmi plac. Bineînțeles, îmi plac, mă inspiră foarte mult și filmele sau literatura de ficțiune foarte interesantă. Eu am Mercur în Vărsător și atunci îmi place și această zonă. Mă inspiră oamenii, deci am mentorii mei, oameni. Ne pot spune? Da, deci, da, cum să nu? Deci mentorii mei din astrologie, am spus Valeriu Pănoiu, Firicel Cearnău, Mihail Adicu, Barbara Băcăoan, Jean Cristescu, Dan Ciubotaru. Deci ei sunt mentorii mei din astrologie. După aceea am mentorii de la Oxford. Este mama lui Chiron. Da, acum îmi scapă numele. Melanie Reinhardt, da. Melanie Reinhardt, care este o adevărată o doamnă și este un om foarte, foarte special. Deci și persoane, uite, mai este un alt astrolog cu care am făcut la fel cursuri la Oxford și cu care am făcut și niște ateliere, Michael Lutin de la New York. Deci oameni de la care ai ce învăța. Mie îmi plac oamenii de la care am ce învăța, oamenii care au experiență de viață. Vezi, contează foarte mult și în ceea ce facem noi, cred că și în cazul tău, contează foarte mult și experiența de viață. Da, trebuie să fii trecut prin viață. Exact. Trebuie să ai o anumită ținută, o anumită cultură. Sunt multe lucruri pe care nu-i de ajuns numai știința pe care o ai tu. Exact. Trebuie să le mai ai și pe alea pe lângă. Da. Da. Luminița, unde trăiești? În trecut, în prezent sau în viitor? Acum lucrez, acum trăiesc în prezent. Da? Da? Cum faci asta? Păi savurez fiecare. Și sunt foarte mulți oameni care trăiesc în trecut, mulți care trăiesc în trecut. Înainte trăiam și eu, trăiam în trecut foarte mult, trăiam și în viitor, așa poate am și realizat multe din lucrurile pe care le-am proiectat. Dar acum trăiesc în prezent. Știi ce mi-a adus foarte mult această trăire în prezent? Ce m-a ajutat foarte mult? Consultațiile astrologice. Și tot ce am făcut cu partea aceasta de divinație. Fiindcă efectiv acolo mi-am golit mintea, a fost momentul în care mintea mea n-a mai fost activă și m-am conectat la sursă. Știi, câteodată vorbeam și mă opream. Era așa un moment în care zic, dar eu ce vorbesc? De unde vorbesc lucrurile acestea? Deci nu știam. Deci tu ești un om care trăiește în prezent. Da. Foarte frumos. Și ai reușit acest lucru. Da, da.
Foarte frumos. Adică mă bucur de orice moment. Da, uite, acum trebuie să fac o filmare. Da, fac o filmare. Sunt prezent în filmare, fac filmarea. După aceea trebuie să montez filmarea, să o editez. Pe urmă trebuie să mă duc să mă întâlnesc cu cineva. Mă pregătesc, e și pregătirea asta, și bucuria de a te întâlni. Mă duc să îmi fac exercițiile la kineto. Da, mă duc, mă bucur de oamenii care sunt acolo. Vorbesc cu ei, interacționez cu ei. Mă mai plâng și eu acolo, puțină victimizare strică, da? Deci lucrurile acestea mărunte, deci interacțiunea cu oamenii și faptul că sunt acolo alături de ei. Îți doresc să ajuți oamenii? Da, știi, e o întrebare capcană. Așa este? Nu știu, așa mi-a venit. Așa s-a venit. Deci, nu am scris. Eu spun că asta este o întrebare foarte bună. Da? Și este o întrebare la care zic eu că pot să-ți răspund foarte avizat. Eu ca zodie sunt în zodia peștilor. Uh-huh. Și peștii sunt salvatorii de serviciu. Și an și an de-a rândul i-am ajutat pe oameni, știi cum, hai să-l trec strada, dar el nu vrea să treacă strada, dar eu le iau de mână și îl oblig să treacă strada. Da, mi-am dorit foarte mult întotdeauna să-i ajut pe oameni și am făcut tot ce se poate, cum spunea cineva ceva, cum gata, eu săream, n-aveam timp, eram ocupată, uite, dau o relație, o legătură, o persoană de contact, deci tot timpul, să fac asta, și de foarte multe ori am constatat faptul că aceste ajutoare au venit ca bumerangul, extraordinar, împotriva mea, și acele persoane nu erau pregătite să primească aceste lucruri, dădeau vina pe mine, bineînțeles, că dacă nu ieșea cum trebuia, dădea vina pe mine și eu zic, băi, de ce mi se întâmplă? În tot acel dialog interior care rula, iar am făcut-o. Dar de ce mă bag eu în lucru? Dar de ce întotdeauna eu fac lucruri din lucrurile astea și mă bag întotdeauna? Și am început încet, după ce am început să studiez astrologia, am început să mă abțin așa când apărea câte ceva și zic că da, nu mai să nu fac nimic. Excellent. Da, deci a fost o luptă, crede-mă, interioară. Extraordinar. O luptă interioară, simțeam, știam că trebuie să pot să-l ajut, dar zic, dar nu mi-a cerut ajutorul. Corect. Dar nu e cazul să intervin. Și tăceam, îmi puneam fermoar la gură și nu făceam nimic. Și am început încet să spun nu, am început încet să-mi văd de treaba mea și am început încet să-i învăț și persoanele care veneau la mine la consultație să facă lucrul acesta. Deci atât ce frumos, ne-ai explicat exact cum trăiești tu în prezent, da, cum ai lucrat cu tine însă și cum ai reușit să trăiești în starea de prezent. Da, eu zic că sunt un exemplu, fiindcă știi, foarte multă lume, acum avem în mass media, după cum vezi și pe online, fel de personaje, da? Dar eu zic că sunt un personaj real, vorbesc cu toată lumea, sunt accesibilă, nu am telefoanele la secret, am e-mail-urile, am toate informațiile, sunt prezente. Ăsta sunt și alături de cei dragi și alături de persoanele cu care mă întâlnesc în tabere, la cursuri, mă cunosc cu oamenii. Deci asta sunt. Da. Super! Lumința, îți mulțumesc foarte mult că ai fost aici în studioul Școlii de Numerologie și a fost o conversație minunată. Cu mare drag! Îți mulțumesc că ne-ai împărtășit din experiența ta și că știi bine că aici la Poezia Vieții despre om, despre experiența lui și sper că această experiență a ta să inspire pe oamenii care s-au uitat la noi acum. Asta îți îmi doresc și eu. Vroiam și eu ca să-ți citesc ceva, că mi-am pregătit ceva pentru tine. Pentru mine, mulțumesc! Da, pentru tine, un cadou, așa. Pentru tine am găsit în scrisoarea întâi a lui Eminescu. Mie îmi place foarte mult Eminescu și o dedicație pentru tine. Mulțumesc! Decât foarte puțin, Căci sub fruntea-i viitorul și trecutul se încheagă, noaptea dâncă a veșniciei el în șiruri o dezleagă, precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr, așa el sprijină lumea și vecia într-un număr. Mulțumesc pentru recunoștință. Mulțumesc mult. Și aș mai vrea, dacă ești de acord, dar aș dori să ți extrag o carte oracol. Eu nu știu să interpretez, le interpretezi tu? Da, deci este un set de cărți oracol de numerologie pe care le-am primit de curând și ele sunt făcute de un numerolog. Da. Și uite ce idee bună de marketing. Da, de marketing, da, și sunt da. Și
aș vrea să-ți dedic o carte, oracol, dar aș vrea să mă uit aici, stai o secundă. Eu când văd cifra, nu o interpretez, interpretez tu. Dar sunt niște întrebări aici interesante și aș vrea ca să îți extrag o carte pentru o întrebare. Da. Ce, pentru tine, ce am nevoie pentru a-mi îmbunătăți calitatea vieții mele? Da, ia să vedem. Dacă ești de acord. Ups. Gata, a fugit. Ele trebuie aranjate, așa? Da. Sunt de pe drum. Da, da, și trebuie să le liniștim așa. Hai să vedem de ce ai tu nevoie. De ce am nevoie, ia. Bine că nu știe toată lumea numerologie. Cifra, o să fie știu și un număr. Păi așa știu, că... tocmai, eu știu să interpretez numărul. Dar nu ne spui. Nu ne spui. Hai să vedem. Hai să vedem care este mesajul pentru tine. Așa. Numărul este 37. Mulțumesc. Gata, eu l-am interpretat. Și cartea, și cartea este Time Out. Da, Time Out, pauza. Adică ai nevoie de pauză. Cu toate că 37 numerologie n-are nicio treabă cu pauza. Da, acum probabil că poți să iei ambele. Eu le iau pe ambele. Ambele, că da. Dau, deci pauză înseamnă Time Out și da. Acum o să iau interpretând numerologic de la ce să iau pauză și de la ce e 37. Exact. Cei care știu numerologie știu ce am zis eu acum, cei care nu, cei care nu să vină la școală, dar să învețe. Da, îți mulțumesc, Luminița. Deci chiar m-a impresionat acest mesaj și dedicația ta, nu mă așteptam și te aștept cu mare drag și alte, cu alte ocazii. Îți mulțumesc pentru invitație, a fost o reală plăcere. Mulțumesc din suflet. Dragi prieteni, și data viitoare o să ne vedem la podcastul Poezia Vieții cu invitați minunați. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. O zi magică. Ne revedem. Numai bine.